pentru că deține o suprafață mare de teren, aproape 11 hectare, dar și pentru că poate oferi utilitățile necesare, parcul industrial Drăgășani poate să fie o opțiune pentru un grup de investitori din China. Dacă fermele destinate creșterii puilor trebuie să fie construite mai departe de zonele locuite, abatorul și spațiul pentru incubare ar putea fi realizate în parcul industrial Drăgășani. Directorul parcului, Marius Popa, este convins că investitorii chinezi se vor întoarce în Vâlcea. Vreau să vă spun că după ședința de deschidere și de prezentare declarațiile de intenții de vineri de la Consiliul Județean, au urmat vizite de documentare în teritoriu, printre care și zona Drăgășani, asta a doua zi, sâmbătă, zi în care s-a vizitat și parcul industrial de la Drăgășani. Bineînțeles că am fost prezenți acolo împreună cu conducerea primăriei Drăgășani. Interesul lor este definit pentru a investi în zona județului Vâlcea. În final, trăgând concluzia că există posibilitățile necesare de a le asigura parametrii pe care ei doresc de la afacerea pe care o vor să dezvolte. Ce vor să facă chinezii, practic? Vor să dezvolte domeniul avicol, având și capitalul necesar pentru a investi în dezvoltarea lor. Este vorba de creșterea puilor cu toate vericile necesare, ferme, furajare și partea tehnică a afacerii, partea industrială, incubatoare și abator. Pentru parcul industrial Drăgășani există câțiva investitori interesați din țară și din străinătate, în timp ce pentru parcul industrial Bălcești, investitorii ar putea veni din zona Oltului și Doljului, afirmă directorul Marius Popa.